Să rămână, doamna Andreea Marin, nu? Dar dumneavoastră sunteți. O întrebare am la dumneavoastră. Cât de des veniți la salonul de înfrumusețare ca să vă faceți frumoasă? Bună seara tuturor! Să în primul rând, eu nu vin la salonul de înfrumusețare să mă fac frumoasă, voi, pentru că eu sunt deja frumoasă, nu e așa? Da. Eu doar adaug un surplus de naturalețe. Da, aveți stilistul, hair stilistul dumneavoastră personal, nu? Adică, cum, da, cum faceți? Da, este Adonis, pe care îl iubesc de amor, pentru bună, că Adonis e cel mai priceput. Da. Și ce, cum vă vezi tunde astăzi? Ce tunsoare mai aveți? E foarte simplu. Deci Adonis îmi pune această unealtă în cap. Este o oală specială, da, care o să îmi facă un look simplu și un look natural. Tu n-ai idee ce face oala asta în părul meu, deci o surpriză. Da, o surpriză, da. E ceva. Să facem să eu zic să facem procedura Adonis cu pulei. Ești pregătit? Da. Oh. Abia aștept să... Adonis! Ce? Ce-i asta, Adonis? Dar e superbă! Dar făcut ăla asta, gulieraș, Adonis? Nu, stai puțin! Mama dracu, ai făcut! Nu, nu! Eu te-am zis la 2,20, nu la 380! Ce-i asta? Dar stă superbă, Andreea! Da, mă, mai stă super, tău strigi locul de zona bună, măi! Dar ce ești tu, panică, măi? Nu! Măi, ce oală în capul mea, Gabi! Auzi? Dar invenția lui Nicu. Eu cred că stă mai bine la dotările astea. Da. Dar să știi, să nu te pui cu zânile din Moldova, oi, că te transformă din Adonis în broscui. Sau din Ștefan Bănică Junior în Nicolae Guță. Păi!